Gata. Ce, să vedem mătura? Să vedem. Am luat-o de pe Bună ziua, prietenă, unde e departe lumina? Pe unde mă duc eu mai aproape, unde măturam? Găina, am mânjit toată curtea. Bună ziua, prieteni, am revenit din nou. Măturând curtea. A dus vântul, atunci numai mizerie pe curte. Făișorul, praf, hârtii, toate alea. Le-a dus vântul. Acum nu mai bate vântul măcar. E mai potolit așa. Și așa cum mătur curtea. Și vreau să mătur un pic prin rotul, să vă arăt și vouă că a ieșit, a început să iasă florile. Știi lumina că iasă florile? Care? Zambilele! Acum am vrei să-ți arăt? Hai că-ți arăt, surpriză! Hai să iau și gunoiul ăsta, îl adun eu și risirei, da? Îl adun eu. Vedeți, n-am mai arătat că facem mâncare, ce aia, toată ziua mâncare, mâncare. Am mâncat din varză care am făcut-o ieri. Și am făcut niște orez cu lapte acum. Mai târziu vedem ce facem, nu mai facem la mâncare. Mâncare cam înnebunită. Acum e vremea frumoasă. E foarte frumos. Am luat o rochie pe mine mai veche ca să fac treabă. De unde că aveam una pe mine era prea sfântă. Nu mai zic. Ce? Ai dat un telefon? Nu mai zic de cont, mi-e vlat. Păi nu mai zic de cont. Mai nu mai intră nimic. Ai făcut filmare, ai pus-o? N-am pus. De ce? Păi nu-mi dă ușă, ai de cap. Și de ce să mai pun la prieteni să apuni de la contul tău, că nu l-ai pus? Mai târziu, prieteni, vă arăt contul meu. Prieteni, și-a făcut lumina cont de tu. O să vin la tăia mai târziu. Când o să aibă mult și fani, să-mi ia. Auzi. Așa e, când eu ajut pe toată lumea, de nu mă știu. Bă, ce s-a făcut dus? Bă, dar nu mă fac, mă rog, ieri, că lasă, mai târziu, lasă, mai târziu. Stai mai puțin, bă. Bă, și de ce ar trebui să ai mai mult pe ăla? Nu ea ne-a făcut cont, că ne pot. Nu. Să dau un pic pe scăla beci. Față-l pe amături și vreau să faci și la mine un pic în spate. Eu mă duc cu trepidă să ară florile. Vii acolo. Ha. Da ce, că iasă florile și cățaua stă în rond. Asta vară zicea că stă cățaua în rond, că e cald. E cald, săraca, să răcurea. Și acum la ce stă în rond? A făcut pământul grop, în magăul. Vino la lumină să vezi floarea. Vii? Uite și să vezi ce se strânge cățaua. Uite ce a făcut cățaua. Pe lumină ce a făcut. Uite lumină floarea. Arată la prietenul un pic, dă-i la mai încă. Ce e asta lumină? Asta e zambilică. Uite, zambilică care o să înghețe. Aaa, sărăcuța. Să vede? Asta e. Dar uite ce a făcut cățaua pământ. Eu încerc să fac o urțelă ordine, dar nu mai am ajuns eu cum era pământul ăsta. Că și-a bătut joc cățaua aia de el. Bă, trebuie să le punem aici, dacă vine cineva să ne ia la bătaie. Le avem, a? Mhm. Ia. Vedeți ceea ce lumină. Da? Ce-a făcut câinii. Care câini lumină mai fac? Că una mai e cățaua, că ei nici nu mai sunt. De unde sunt așa? De la pisici. Uite ce fac. Facem o țâră curată acum în rândul de primăvară. Și acum să vină o zăpadă. E 1 februarie. Cred că sunt îmbrăcată de treabă. Ha? Când mai avem? Păi da. Dar facem o țără și noi ordine, așa, rondurile, nu?
E cald. Nu prinde mai bine asta frumoasă. Și cățara o să intre să o bagă în urgea. A tot o pământ la. Și căța, n-am văzut cățaca asta mai proastă. Tot pământul la distus, tot. Să vedem ce avem aici. E frumos, avem mânut. Ce să avem mânutul decât frunze, mizerie? Că s-a mai făcut mizeria asta. Aia, să și fie aici lumină. Cum stau ele să iasă. Să vii să le vezi. Uite-le. Mamă, de unde s-a adunat atâta mizerie pe aici? Mamă, cum iasă cuibul ăsta, lumină. Mănuși ale mai bune, le luai pe ăștia care nu sunt bune. Și ale bune le țin în mașină. Mi le-a dat lumina pe ăștia că lua ceva de la canalizare, un vas care a desfundat canalizarea omului. Lumină! Să vii să vezi florile așa, sunt prieteni, vedeți aici așa ceva? Să vede cum iasă ele, uitați. Vedeți? Că trebuie să iau gunoiul peste ele acum. Să le fac frumoase și să le puneți. Aici aia sunt altele. Aici sunt altele. Acum nu știu ce ieși, zambile, ionele. Ce-o ieșit? Rămasă ea ciorile. A luat-o de pe întâi cu măturatul, cred că toată luna o să mătur curte. Deci că dacă faci ceva de pe întâi, toată luna tot așa faci. Așa că vreți să vă abonați și la contul Lumina. Hai că revenim. Mai mâncăm ușor un lăptic, un iaurt. Am făcut varză aia și am mâncat din ea. Și a ieșit sărată, a ieșit de la șuncă. Nu trebuie să mai bag eu șunca aia mea. Dar pe aici nu pot să bag nici o mătură. Numai mâna.
Și sunt țăpile astea care nu le-am tăiat cu parte, ca dar nu tăiem acolo cu parte, ca mai târziu când o tăia via. Tăiem toți ăștia care înțapă la mâine. Facem un pic acum așa, că nu. Partea asta și floricelele și... Și mâna și urât frunzele aici și era frig, nu puteam să le luăm. Doar ce măturam așa puțin, dar nu mai făceam în loc. Era frig, dar acum chiar nu e frig. Acum e cald. E cald, nu vine să stau în casă, să fac ceva. E foarte cald, s-a încălzit. Aici tot cad pe jos strugurii ăia care au rămas neadunați și uitați ceva pe jos. Într-o zi am luat moc cu găleata și am dat. Dar tot cad, pentru că mai sunt acolo înghețați. Ei au rămas acolo. Nu, cum să le scurie că cu mâna frunzele. Le scur cu mâna în partea asta și pe aici vă mătura. Acum cer să mai bag și mătura. Pe aici nu sunt flori, numai așa. Mai sunt. Să bag un fără nimic. Aici sunt flori, deja am luat de piele, ia și aici, hai cât de bine vede. Nu mai pot să opresc ăsta, așa că prietena am luat-o de pe întâi cu mătura acolo. O să mătur toată luna, numai curtea. Ei, așa zicem noi, că dacă am luat început așa luna, nu mai trebuie să o fac. Nu, nu e adevărat. Pisicile, plin de pisici. Pis! Oh. Peace.
Aici nu prea sunt floricele. Aici e mai mult pământ și l-au format pisicile și câini. E cam liniștea asta. Suntem și cam tăcuți, nu vorbim. Mai mult aranjez pământul, că l-am făcut în gropi. Încolo o groapă, acolo mai sus, acolo mai jos pământul. L-au distrus. Cățeaua, pisicile care stau pe ce? Găina umblă prin curte. Găină liberă, la mare. Nu mai vrea să intră în curte. O sârmă. O punem și pe aici, toată gădă. După ce o să termin acei prieteni, mă duc la mine în spate, acolo unde au stat lemne, mai am văzut și acolo un pic. Sperul și pe stradă. Vedeți cum se aud păsările, cum cântă. Vine primăvara. Vedeți ceva de frumos. Uite că am ajutat ce vă arăt eu cu facaz. Altceva ce să fie arăt, era bucătărie, nu am gătit, nu mai aveam ce. Vedeți cumva păsările. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi plăcută și frumoasă. Pa, pa!